Chiar dacă trotuarele și străzile sunt acoperite de zăpadă, capacele de canal continuă să dispară, punând în pericol atât integritatea pietonilor cât și autovehiculelor. Fenomenul pare a fi de nestăvilit, autoritățile locale și reprezentanții regiei de apă căutând de ani buni soluții măcar pentru scăderea numărului de furturi. Din păcate, ritmul în care acestea se fură nu poate fi compensat cu ritmul în care noi, împreună cu primăriile din Valea Jiului, încercăm să le repunem acolo unde acestea sunt furate. Costul unui capac este undeva la 140 de euro fără TVA, un cost destul de mare, având în vedere că acestea dispar, pot fi înlocuite și dispar în una, două zile. Încercăm ca acolo unde este furtul capacului încarosabil, unde sunt pericolele mai mari, să înlocuim cât de repede se poate, dar încă o dată spun, costurile sunt foarte mari și ritmul în care se fură nu poate fi compensat. Una dintre soluțiile adoptate în ultimul timp a fost înlocuirea capacelor de metal cu unele din material compozit. Culmea este că și acestea din urmă sunt furate, deși nu pot fi valorificate la centrele de fier vechi. Omul, dacă vrea să strice și să distrugă, de regulă acestea de aceea se înlocuiesc pentru a nu mai fi furate și a nu mai fi vândute la fierul vechi. Dar au fost cazuri în care și acele au fost distruse. În toată Valea Jiului, numărul estimat al capacelor de canal ar fi de aproximativ 20.000. Dintre acestea însă, câteva mii lipsesc de la inventar.